Piața imobiliară din nou în impas, agenții de vânzări susțin că acum problema e că oferta de apartamente e mult prea săracă în comparație cu cererea, care a început să crească și e la nivelul celui de înainte de pandemie. Cu alte cuvinte, mulți din cei care au amânat achiziția acum vor să cumpere, doar că nu prea au din ce alege. În aceste condiții, experții imobiliari susțin că prețurile locuințelor ar putea crește cu până la 15% și ar urma să ajungă chiar și până la 2000 de euro metrul pătrat. Reprezentanții companiilor de construcții dau din umeri și spun că ridicarea blocurilor trenează, pentru că până acum au avut loc un moratoriu în plus. Încă persistă incertitudinea din cauza războiului. Agenții imobiliari spun că în prezent pe piață sunt foarte puține apartamente de vânzare în raport cu numărul doritorilor de a-și achiziționa o locuință. Din cauza moratoriului s-a construit mult mai puțin, iar blocurile care se ridică în prezent vor fi date în exploatare abia peste 2-3 ani. Pe zona orașului sunt practic 3-4 complexe care vând acum apartamente la etapa de construcție. Asta este foarte puțin pentru cele care urmează să fie date în exploatare sau care s-au dat anul trecut în exploatare. Oferte practic nu avem deloc. Avem câte o ofertă, două pe bloc, ceva apartamente sau prea mari sau etaje nefavorabile. Prețul este, cererea este mai mare decât oferta. În ultima perioadă, cererea a crescut semnificativ și revine la nivelul anului 2020. Un imbold a fost dat și de micșorarea dobânzilor la creditele imobiliare. Companiile de construcție au fost într-un moment de stagnare, nu au construit datorită pentru că era o incertitudine pe piață și datorită la chestia asta oferta deja nu mai este ceea care a fost acum câțiva ani în urmă. Să cauți un apartament într-un loc potrivit din ce în ce devine mai greu. În aceste condiții, prețurile ar putea crește simțitor. Agenții imobiliari susțin că autoritățile ar trebui să intervină pentru ca piața să nu intre în colaps. Mai nimeni nu se miră de 1000 de euro și eu vă spun acum avem și 1400-1500. Într-un an, doi, vom trece pragul de 2000 de euro. Deci este o... Este o cerere enormă și nu există ofertă. Nu avem apartamente. Și aici avem o temă de discuție absolut pentru toată lumea. Pentru cumpărători, pentru investitori, pentru dezvoltători, pentru stat, pentru toate organele. Companiile de construcții spun că în prezent nu sunt premize de scăderea prețurilor, deoarece materialele sunt foarte scumpe. Suntem nevoiți să procurăm dublu, triplu și aceleași geamuri, și aceleași metal, și aceleași cărămidă. Pentru capacitatea companiilor de construcție care sunt azi și activează azi în Chișinău, putem vorbi că volumele sunt foarte mici. Dacă vorbim prețurile de vânzare, prețurile sunt în creștere, nu poate să existe prețuri ieftine atâta timp cât costurile sunt scumpe. Trebuie asta să o înțelegem, trebuie să înțelegem matur și noi le explicăm ori de câte ori la cumpărătorii noștri. În acest moment, prețul unui metru pătrat într-un apartament nou, în variantă albă, este între 1000 și 1200 de euro. Într-un bloc nou cu reparație, un metru pătrat costă între 1300 și 1500 de euro, iar un metru pătrat într-un bloc vechi valorează în medie între 900 și 1200 de euro. Prețul variază în funcție de locație. Potrivit Agenției Servicii Publice, în primele 5 luni ale anului în țara noastră s-au vândut puțin peste 6700 de apartamente. În acest weekend la Chișinău se desfășoară primul congres imobiliar din Republica Moldova. Experții imobiliari, dar și cei din domenii conexe, s-au reunit pentru a discuta despre evoluția pieței, dar și identificarea soluțiilor la provocările cu care se confruntă în acest sector.